5 lucruri care cred eu că dacă se merge pe linie de evoluție ar trebui luate în considerare. Odată, resursa umană. Spitalul are un normativ de personal și are o legislație în care trebuie să se încadreze din punct de vedere bugetar. Ar trebui ca Ordonanța 34 să excludă spitalele din acea 1-7 angajare și să se lase reglementările pentru spitale să funcționeze ca normativ. Al doilea lucru. Toată lumea vorbește de parteneriat public-privat gândindu-se la mari spitale care se vor crea. Părerea mea este că până legea nu va fi un pic reformulată și până nu se va crea foarte clar perspectiva finanțatorului de unde își va încasa banii în cei 38 de ani, 40 de ani de concesiune sau parteneriat, cum l-am numit, va fi foarte greu să vedem proiectele astea chiar demarate și mi-aș fi dorit să văd un PPP funcțional, nu l-am văzut. Dar parteneriatele publice-private pot fi făcute inclusiv pe legea 95, pe care domnul ministru a creat-o acum câțiva ani. Există acolo un punct. Spitalele pot fi finanțate din venituri proprii, în asocieri, în domeniul medical. Ce lipsește aici? Lipsesc normele. Pentru că nu e normal ca eu să închiriez un spațiu pentru un CT. Aș prefera ca eu să fiu parte în acel parteneriat, în așa fel încât să avem open books, iar spitalul să aibă un beneficiu. Eu n-am niciun beneficiu dacă închiriez cu 1 euro metru pătrat un spațiu în spital.